Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Cornel Ciurea și vă invit la noua ediție a emisiunii Tema. Astăzi am decis să discutăm despre reforma justiției, o reformă anevoioasă care se realizează în țara noastră, dar în legătură cu două evenimente recente care s-au produs acum. În primul rând e vorba de vizita procurorului șef european, doamna Laura Codruța Kövesi, la Chișinău. Și, în al doilea rând, acum câteva zile și-a început activitatea, și-a dat startul Comisia de Evaluare a Integrității, așa numită Comisia de Pre-Vetting și apoi Vetting, o reformă care face parte dintr-o reformă importantă în domeniul justiției. De asemenea, vrem să discutăm și despre condițiile Comisiei Europene expuse în opinia de pe 17 iunie, care vizează domeniul reformei justiției. În acest context, am invitat în studio doi cunoscuți specialiști în domeniu, doi foști miniștri ai justiției, vorba de domnul Stanislav Pavlovski și domnul Fadei Nagacevski, pe care îi salut călduros în studio. Și noi vă salutăm. Sincer să vă spun, domeniul justiției mie mi se pare un domeniu extrem de complicat, chiar dacă vorbim despre reforma justiției de mai mult timp, dar sperăm că în această seară vom face lumină în acest domeniu. Dar eu propun la început să pornim de la vizita doamnei Codruța Kövesi. Ea este un procuror vedetă, occidentalii spun vedeta supersonică, care bagă la pușcărie, care întoarce banii, care condamnă, care găsește vinovații. Cum credeți, care a fost motivul real al vizitei doamnei Kövesi la Chișinău? Pentru că au fost mai multe puncte de vedere, domnul Pavlovski. Întrebarea este interesantă și sunt foarte multe lucruri pe care noi pur și simplu nu le putem rosti public. Doamna Kövesi a declarat că a venit aici ca o formă de suport din partea Uniunii Europene a Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și i-a spus că parchetul european a să ne acorde tot ajutorul necesar. Pe de altă parte, noi cunoaștem că unul din ministrii guvernului are probleme cu utilizarea fondurilor europene în dezvoltarea propriilor afaceri. Și din câte cunoaștem noi, acest fapt se află sub ancheta care se desfășoară de către parchetul european. Eu nu vreau să spun că această vizită este legată de acest fapt, dar eu nici nu pot exclude acest lucru, dat fiind faptul, statutul persoanei implicate și propulsarea Moldovei pe calea integrării europene, mie este greu să cred că acest subiect nu a fost abordat. Chiar vine greu să cred, deși, repet, n-am informații și ceea ce spun este o formă de presupunere cu titlul de opinie personală. Da, al doilea lucru, doamna Kövesi, ceea ce ea a declarat deja, îndemn că noi să nu utilizăm aiurea fondurile europene, deoarece vom afla sub supraveghere foarte strictă din partea instituției pe care doamna o conduce. Și asta iar mi-a provocat niște dubii că acest gen de avertizări nu se fac pe loc gol. Nu se fac pe loc gol. Se fac atunci când există ceva acolo, informații, poate nu la nivelul de probe, dar la nivelul de informații de caracter operativ, cei care lucrează în domeniu înțeleg despre ce vorbesc eu. Și eu presupun că acest lucru la fel a fost subiectul discuțiilor. A treilea element, a treilea lucru care a fost să lupte împotriva corupției. Da, la noi lupta împotriva corupției s-a transformat într-un fel, dacă putem să spunem așa, într-un scop în sine. Deci pe nimeni nu interesează rezultatul. Pe nimeni nu interesează rezultatul, pe toți politicienii și cei care adoptă deciziile la noi în țară, interesează PR-ul. PR-ul făcut pe seama luptei împotriva corupției. Deci toți arată mascații, cum era pe timpul lui Plahotniuc. O perioadă a dispărut, această practică din punctul meu de vedere vicioasă, totalmente vicioasă, a dispărut. Acum iar a reapărut. Vreți să spuneți că ea tot poartă marca și Codruții Kövesi de când era la DNA. Știți, doamna Kövesi a fost oaspetele nostru.
și nu, nu putem vorbi noi de rău, despre oaspetele noastre. Bun, dar, atunci să vreau pe domnul Lăgăcevski, poate... Dar, poate, domnul Lăgăcevski mai mult pe soarea politică ca mine. Dar totuși să termină fraza aceasta. Da, da. Referitor la ceea ce ați spus, luptă, corupție, România, prindere, băgare și așa mai departe. Dați-mi să vă spun că pe timpul doamnei, când ea lucra procuror șef în Procuratura Anticorupție, celebrul DNA, această luptă a fost îndreptată împotriva unei singure forțe politice. Unei singure forțe politice. Au existat foarte multe zvonuri privind antrenarea unor servicii în acest gen de activitate și îndeplinirea de către procurori a indicațiilor acestor servicii speciale, ceea ce contravine principiul independenței și imparțialității. Mai multe zvonuri, ceea ce vă spun, asta ceea ce s-a vehiculat în media românească. Eu n-am participat în aceste activități, nu știu, dar ceea ce am citit eu din și am privit unele secvențe video, tot referitor la acest subiect. Eu nu cred că noi avem nevoie de așa o luptă. În principiu, trebuie dispus ca o axiomă, că telespectatorii noștri să înțeleagă că rolul procurorului nu este să bage la închisoare pe cineva. Nu. Asta este atitudine și înțelegere totalmente eronată rolului și locului procuraturii în sistemul organelor de urmărire penală. Rolul procurorului este să asigure urmărire penală obiectivă, multilaterală și sub toate aspectele, cu scopul stabilirii adevărului. Asta e scopul, stabilirea adevărului, ce nu băgarea oamenilor la închisoare. Da. Păi vreau să întreb și eu un pic mai târziu despre acest model românesc faimos de luptă cu corupția, dar ați anticipat cumva această discuție și atunci am să-i pun domnul Lăgăcevski și această întrebare. Iată vizita doamnei Kövesi, care întruchipează acest model și această luptă, mulți spun, eficientă împotriva corupției, este aplicabil la noi și doamna Kövesi cu adevărat aduce ceva, un plus. Până ajunge a răspunde la întrebarea asta, eu deja am să mi-a expus și cu privire la vizită. Deci, da. Din cât înțeleg eu, vizita a avut dublă fațetă. Pe de-o parte, domnule, avea nevoie, de, sau mai bine zis, Procuratura Europeană avea nevoie de acest acord de colaborare pentru Republica Moldova. Asta va consolida sistemul Procuraturii a Republicii Moldova. Sistemul politic nici nu înțelege care sunt consecințele unui asemenea acord de colaborare și care vor fi consecințele viitoare pentru eventuale fraude în ceea ce privește cheltuirea banului european. Astăzi există un articol în Codul Penal care prevede anchetarea modului de cheltuirea banilor ce vin din fonduri străine, însă el nu prea este aplicabil la nivel național, ținând cont de specificul Republicii Moldova. În condițiile date, doamna Kövesi și-a tras un instrument extrem de puternic în ceea ce privește verificarea modului de cheltuire a banilor pe teritoriul Republicii Moldova de către politicieni. Sper să ajungem la o anumită etapă. Asta este bine sau rău? Eu cred că asta este bine. Asta va stimula sau mai bine, va disciplina guvernanța, fiindcă astăzi noi avem o serie, zeci de acorduri deja încheiate în mod netransparent de cheltuirea banilor europeni. Scandaluri publice avem nu o singură dată cu privire la subiectul ăsta, dar până când organele de urmărire penală, cel puțin în spațiu public, nu apare informații că ele ar fi anchetate de către organele deci de urmărire penală. Deci Procuratura va ancheta faptele guvernanților. Deci Procuratura Europeană va ancheta cum se cheltui banii lor pe teritoriul Republicii Moldova. Asta va stimula inclusiv și Procuratura Republicii Moldova să ancheteze, fiindcă vorbim despre același spânul. Se cheltui banii, nimeni nu știe cum se cheltui banii. Chiar ieri a fost adoptată o dispoziție a Comisiei Situații Excepționale, care prevede un zeci de devieri frauduloase în ceea ce privește modul de cheltuire a banului public prin proceduri netransparente și e vorba de zeci de milioane de lei care se cheltuie zilnic. Asta este prima parte, este partea tehnică, însă ceea ce privește partea politică, domnul Litvinenko, de altfel, a transmis un anumit gen de mesaj, că el scoate seșerea și toporul și nu știu ce face el acolo, dar doamna Kövesi a punctat, stimați colegi, pentru ca să schimbați percepții, el este nevoie de educație. Lupta cu corupția sistemică, ea trebuie să aibă loc permanent. De mentalitate. Lupta cu corupția mare, ea trebuie să aibă loc targetat și
Printre rânduri s-a observat că nu împotriva opoziției trebuie să luptați, fraților. Așa. În privința guvernării, fiindcă fraudele le fac guvernanță de cele mai des ori, deoarece ei au acces la banul public. Și mesajele dintre cele expuse de către Litvinenko și cele expuse de către Kovesi sunt absolut diferite. Și am văzut niște emoții anormale în ceea ce privește expunerile domnului Litvinenko, care nu putea să citească nici de pe foaie ceea ce vrea să expună public. Doamna Kovesi tot așa a avut o abordare. Dar a fost ea credibilă în sensul că totuși în România și domnul Pavlovski spunea că mai mult doamna Kovesi se lupta împotriva opoziției decât a puterii. Bine, au fost și dosare împotriva puterii. În același timp, eu contez, doamna Kovesi a venit dintr-un anumit domeniu, este și momentul ăsta de creștere instituțională, profesională, care durează în timp. Eu nu știu cât a durat pregătirea ei profesională pentru a deveni șef la DNA, fiindcă nu i-am analizat CV-ul, dar eu am observat o schimbare în ceea ce privește modul de înțelegere a lucrurilor, modul de transmitere a mesajelor publice, ceea ce este extrem de important. Adică doamna a devenit mult mai pregătit, inclusiv din punct de vedere politic, și știe a transmite mesajele sănătoase. Ea le explica, nu e vorba de schimbare de sistem, e vorba de schimbarea percepției oamenilor, de educat oamenii, fiindcă prin tăiere, prin schimbare de sistem, tu nu schimbi absolut nimic. Este nevoie permanent să comunici cu oamenii, să-i educi, să le explici ce e asta corupție, fiindcă la noi este și chiar și elementul ăsta. Dacă dau banii singuri, asta nu este corupție. Dacă mi se cere, asta înseamnă că este corupție. Asta e vorba despre percepții care trebuie să fie schimbate prin educație. Salutat, deci, prezența doamnei Kovesi, dar iată ce a făcut și face la în România și în Europa. Corespunde acestui model ideal? Mă duc mai departe. Da. Deci, în ce privește Litvinenko? Deci, astăzi guvernarea se înnăduși de probleme. Ei încearcă să ridice iarăși problema luptei cu corupția, tăiere de capite, că vedeți că ieri au fost anumit când a venit doamna Kovesi, au fost așa zisele maschi show, care continuă și astăzi, nu știu, pe la termoelectrica. Ei încearcă să readucă în spațiu public, așa zisă, luptă cu corupții prin show-uri televizate pentru a acoperi gafele care le fac în ceea ce privește situația socială-economică. Nu le se primește și nici prezența doamnei Kovesi nu o să le acopere aceste gafe monumentale care le fac ei în ceea ce privește celelalte obligații care le are guvernarea în raport cu cetățenii Republicii Moldova. În ceea ce privește DNA-ul, când eram ministru al justiției, ne-am avut foarte multe comunicări cu reprezentanța Uniunii Europene, a Consiliului Europei, privind modelele care ar urma să fie implementate în Republica Moldova. Deci a existat un scepticism serios din partea partenerilor dezvoltare cu privire la modul de schimbare la față, să spunem, a luptei cu corupția. Și s-a mers pe abordarea foarte simplă. Este ANIU, în care s-au băgat bani grei, el trebuie să fie consolidat. Este Procuratura Anticorupției, în care s-au băgat bani grei, el trebuie să fie consolidat. Este Centrul Național Anticorupției, care trebuie să fie consolidat. Crearea de monștri nu presupune mai mult control și mai multă eficiență. Astea sunt bulgări de zăpadă aruncați. Monștri aveți în vedere un DNA. Deci asta nu înseamnă că devine mai eficientă activitatea de luptă cu corupția. Asta nu este o soluție și permanent și europenii ne spuneau asta, iarăși orice restructurare costă bani. Asta nu presupune că banii ăștia vor fi justificați cumva cheltuirea acestor bani. Pentru că se discuta înainte, dacă țineți minte, până a venit eu ministru, de la guvernul Maia Sandu, se venea cu o idee că haideți iarăși să creăm o instanță anticorupție. Europenii se râdeau de noi și spuneau, voi ce vreți să concentrați tot corupția într-o singură instanță în Chișinău. Cu cât e mai descentralizat anumite procese, cu cât e mai simplu de concentrat corupția mare sau medie, anume în acele clădiri, să spunem așa. Aș vrea să-l întreb pe domnul Pavlovski cum vedeți, ați văzut, cum ați perceput declarațiile oficialilor noștri și în discuția cu doamna Kovesi. Iată, domnul Litvinenko vorbea despre toleranță zero față de corupția. Doamna Gavriliță spunea că avem în ADN lupta asta cu corupția. Dumneavoastră, percepeți această voință de fier a guvernării noastre de a lupta necruțător împotriva acestui viciu? Păi, în sensul în care vine vorba de reprezentanța opoziției, probabil. Deci insistați și dumneavoastră că mai mult se luptă cu opoziția. Știți, nu contează pe ce insist eu. Suficient să deschidem media moldovenească și să citim informații despre evenimentele care au avut loc în Republica Moldova în acest domeniu în ultimele 12 luni.
Și să vedeți că acolo toată lupta aceasta este îndreptată împotriva celor care nu joacă sub fluierul guvernanților. Guvernarea are obiceiul să spună că probabil nu sunt motive să fie arestați, reținuți cei de la putere. Dacă se poate, pentru telespectatorii noștri, eu aș vrea să fac o claritate mică referitor la rolul oficiului de procuror european. Da, că aici cei ce s-a vehiculat să primește că doamna Chiovesa este ca un Dumnezeu la nivelul Europei. Nu este tocmai așa. Mandatul doamnei Chiovesa este foarte și foarte limitat. Foarte limitat. Și limitat din două puncte de vedere. Din punctul de vedere a reglementărilor legale, care îi dă dreptul să facă investigații doar în cazurile referitoare la însușirea bunurilor fondurilor europene, utilizarea contrară destinație a bunurilor europene, fraude și taxele încălcări fiscale, suma dacă daună depășește 10 milioane de euro. Deci dacă 9 milioane de euro, nici acest gen de infracțiuni, oficiul doamnei Chiovesa nu poate închita. Asta e partea legală. Partea tehnică, nu știu cum să o numesc. Pe lângă doamna Chiovesa lucrează un colegiu a procurorilor europeni, compus din 22 de procurori. Și ei adoptă deciziile, nu unii personal, doamna Chiovesa, hotărâți și așa, dar colegiul adoptă hotărâri. Deci există reguli de procedură, cum ei activează, dar ei, și plus la aceasta, există și așa numiți procurori delegați. În acest mecanism, în această procuratură europeană, activează în momentul de față 22 de țări. 22 de țări și în fiecare dintre aceste 22 de țări există procurori delegați care lucrează acolo pe loc în țările care... Deci nu toate statele europene. Nu, până și 22 de state din 27. Deci Moldova nu face parte nu numai din 27, nici din acele 22 de state care deja... Evident că nu suntem statului. Corect. Deci acum, asta justifică necesitatea întocmirii acestui raport de colaborare, deoarece altfel ei nu pot face nimic. Deci se primește că statul Republica Moldova binevol își deschide spațiul jurisdicțional pentru acest organ. Dar și autoritățile noastre au rocat-o pe Chiovesa să contribuie la restituirea banilor din acel faimos miliard furat. Poate procuratura europeană? Da, am auzit și această rugăminte. Asta, din punctul meu de vedere, atestă lipsa de cunoștință. Domnul Năgăcevski, văd că zâmbește. Dar pentru specialist este clar. E mai sceptic, probabil. Pentru specialist este clar. Noi putem cere de la un reprezentant a unei instituții europene, putem să cere doar cei ce intră în puterile acestui funcționar. Tu nu poți cere de la dânsii îndeplinirea atribuțiilor care țin de competența statului unde se află aceste bunuri. Deci statele, presupunem, așa e vorbind la general, în Germania sau în Franța, se află un bun furat din Republica Moldova. Deci asta ține de fonduri europene. Bun, la nivel teoretic, dar în ceea ce vrește miliardul furat... Ceea ce ține de miliardul furat, dacă acest miliard furat provine din fondurile europene, atunci eu nu exclud că oficiul doamnei Chiovesa, așa vorbind... Ceea ce este foarte puțin probabil. Nu știu. Dacă da, atunci îi deschide calea pentru ingerință în această activitate. În cazul în care nu, dacă aceste fonduri aparțineau în exclusivitate Republicii Moldova, doamna Chiovesa nici nu are atribuții să intervină. Am înțeles. Haideți să vorbim despre un pilon important al reformei justiției, despre această comisie Prevetting. Ea se mai numește Comisia de Evaluare Externă, am impresia, a integrității judecătorilor și procurorilor. Deci acum câteva zile această comisie, formată din 6 persoane, numite 3 străini și 3 din Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, experți în domeniu, au trimis formulare aspiranților de a ocupa funcții în Consiliul Superior a Magistraturii și Consiliul Procurorilor, formulare privind declarația de avere și interesele personale. Înțeleg că mecanismul este următorul. Aceste formulare vor fi completate, restituite și după asta comisia va evalua
integritatea acestor persoane, uitându-se, făcând analiza veniturilor, cheltuielilor. Iată, mi se pare un mecanism foarte complicat. Am văzut că sunt și mulți observatori care consideră că un asemenea demers, o asemenea reformă este foarte complicată. Domnul Năgăcevski, ce credeți? Haideți să începem de la ce, că Litvinenko era convins că în cadrul Comisiei de Preventing el va putea verifica inclusiv și temenicia hotărârilor pronunțate de către instanțele de judecată. Lor, experții străini au explicat că, băi, fratele, scuzată fiind expresia, mai frate, deci noi putem să verificăm doar integritatea și stilul de viață. De altfel a fost și un articol pe Ziarul de Gardă, unde olandezul, reprezentantul olandez, a și menționat că noi nu ne vom expune asupra legalității și temenicii hotărârilor judecătorești, încă asta e o chestie de independență a justiției. Și aici problema lui Litvinenko, că el nu înțelege ce a creat. Deci cei ce vor verifica, ei verifică astăzi Autoritatea Națională de Integritate. Stilul de viață îl verifică Centrul Național Anticorupție. Noi avem două structuri instituționalizate care se ocupă de lucrurile astea. Iată cum domnul Litvinenko, pentru a ieși din statutul ăsta lui, fiindcă a ieșit cu declarații populiste înainte de a ajunge ministru, că el o stai în stânga și în dreapta prin intermediul comisiei de vetting și pre-vetting judecători și procurori, pentru a ieși din situația asta, a creat minciuna asta de comisiei de pre-vetting care se va ocupa practic cu tot aceea și se ocupa Autoritatea Națională de Integritate. Vine declarația de avere și interese, se completează, după care acești reprezentanți vor face demersuri iarăși către toate instituțiile statului, să verifice care sunt veniturile reale acelui judecător, după care se va monitoriza stilul de viață. Lucrurile sunt banale și asta face astăzi Autoritatea Națională de Integritate. Unde este reforma? Eu am impresia că face și președintele țării prin faptul că respinge... Serviciul Informației și Securitate de asemenea verifică anumite chestiuni legate de stilul de viață al judecătorilor. Deci, iată, aici este minciuna despre care toți stau. Fiindcă ăștia au venit pe bază populistă și pe populism au să moară, au să dispară din sistemul politic al Republicii Moldova. Iar reforma propriu-zis este acel plan de acțiuni și strategii care a fost coordonat cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și a fost făcută sub autoritatea Consiliului Europei. Litvinenko jumătate de an practic nu a discutat cu Consiliul Europei, cu toate că noi avem acolo grupul ad hoc care ne ajută pe noi și ne oferă suportul pentru reforma justiției. Ceea ce face el astăzi este butaforie cu scopul de a, și iarăși cu scopul de a speria judecătorii și procurorii în vederea unui, așa zis, iluzoriu control politic. Numai că asta nu va dura mult. Cât de curând toate instrumentele astea se vor întoarce împotriva lui. Evaluarea, prima evaluare la sfârșit de an. Asta este, încă o dată, evaluarea a ce? A ce aici face ANI? Deci când se prezintă candidatura, el putea scrie prezentația în raportul ANI și o verificare suplimentară de la ANI putea să solicite. Nu era necesar să creez acest instrument care ne costă, eu nu știu câte sute de mii, milioane de lei, scheltui banii neîntemeiat, ca după care ce să obții? Ceea ce putea să obții în cazul în care utiliza instrumentele care deja există, dar consolidându-le? Iată, asta este lipsa de viziune și populismul în politică, care distruge în principiu statul. Aș vrea să aflu și punctul de vedere a domnului Pavlovski. Da, deci când vorbim despre pre-vetting, așa am înțeles eu din ceea ce s-a publicat în medie, că vine vorba despre verificarea acelora care trebuie pe urmă să facă vetting. Da, da, instituțiile de autoorganizare. Corect. Sistemul. Deci acum ei s-au ocupat cu asta, deci până la verificarea unor judecători concreți, așa. Încă nici n-a ajuns. Nu. Și nu știu când o să ajungă și dacă o să ajungă. Autoritățile declară că pre-vettingul, adică CSM-ul, și am impresia că sunt și niște instituții acolo, și Consiliul Procurorilor, procesul se va încheia la sfârșitul anului, de asta spuneam. Deci pre-vettingul, la fel ca și vettingul, mă rog, are dreptul existență, numai că să numești asta reformă, asta este o aberație. Asta e inducerea societății în eroare. Un element cheie. Da, asta este mimarea lucrurilor care, în mod normal, ar putea fi reformă. Deci dați-mi voie să vă spun că în Republica Moldova nu a existat nicio guvernare care, ajungând la putere, să nu fi promis că ia că acum noi să facem reformă. Toți au promis. Însă, când ei au început să facă acest lucru, ei au intrat în conflict cu cei care dețin putere reală la noi în țară. Aici eu vorbesc despre aparatul procurăresc, judecătoresc.
Ei dețin putere reală la noi în țară. Aveți vedere în sistemul, sistemele lor? Eu am vedere în general în țară. Aha. În sistemul lor, asta e clar că bună ziua, dar și în celelalte sisteme la fel. Deoarece foarte multe probleme se rezolvă prin aplicare procedurilor legale judecătorești. Se arestează cei care trebuie să fie arestați. Uitați-vă la noi. Cine ține minte de Ema Tăbârță, că de pildă, da? De la Banca Națională. Da, care s-a vehiculat. Uitați-vă, iacă acolo, parcă a arestat o perioadă. Pe urmă au eliberat, pe urmă iar arestat, iar... Aureal Cincilei tot erau atunci. Da, pe urmă alți reprezentanți a Băncii Naționale. Cine aude ceva despre... Cine aude ceva despre Serioja Sârbu? Ce cu Serioja Sârbu? Da, acum? Ce e? Că nu știu. Eu idei nu am. Eu pur și simplu vreau să vă arăt că acest mecanism procurăriesc, judecătoriesc, pe larg se folosește. Asta eu v-am spus câteva nume care așa mi-a trecut prin cap chiar acum. Dacă de luat Chionul și o fai... Bun, dar întrebarea este, ei fac de capul lor sau cineva îi îndrumă și puterea politică îi călăuzește pașa? Eu cred că aici nu putem vorbi despre un conglomerat făcut din mai mulți reprezentanți, din mai multe puteri. Totuși, rolul primordial este rolul procuroriesc, judecătoriesc. Și eu am menționat acest lucru pentru ce? Că să vă explic că reforma la noi n-a să meargă niciodată dacă această putere n-a să fie subjugată intereselor societății. Domn Popov, dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Să admitem că această comisie, totuși, au introdus oameni noi. Sunt trei experți străini. Apropo, este un lucru care poate fi lăudat, poate fi criticat, dar nu poate oare, având niște informații credibile, această comisie să dea o lovitură aceste încrengături de interese formate din procurori, judecători și așa mai departe. Pur și simplu să nu-i admită, să-i scoată din cursă, că sunt vreo 100 de aspiranți la funcție. Eu nu cred că acești trei specialiști vor fi în stare să determine cardinal direcția reformei în țară. Eu exclud acest lucru. De Doamne, că ei vor servi drept o pârghie de a reține guvernanții noștri de la niște pași vădit ilegal, vădit anticonstituțional și care până la urmă a să le costă lor libertate. Deoarece puterile au tendință să schimbe. Și dacă cineva să verifice ce s-a făcut și câți bani s-a cheltuit, eu vă asigur că aceste acțiuni pot fi interpretați ca cel puțin neglijență. Dar în alte situații, ca și depășirea atribuțiilor de serviciu. Și cei care acum adoptă hotărâri aiure în domeniul reformei, așa numite reforme, ei nu trebuie să creadă că dacă ei l-au prins pe Dumnezeu de barbă, gata să pe vecii vecilor. Și Plahotniuc așa credea, și domnul Voroin așa credea, și ceilalți așa credeau. Și până la urmă, oricum, puterea se schimbă. Dar nicio guvernare la noi în țară nu a provocat atât de multe daune intereselor statului ca cei care acum, și nu vreau să spun că ei sunt criminali, nu, poate ei au venit cu intenții bune, însă lipsa de competență, aroganța lor, izolaționismul lor, nedorința să intre în contact cu oamenii care pricep despre ce este vorba, creează situații periculoase deja pentru dânsii. Eu vă mulțumesc, domnul Pavlovski. După pauza de publicitate vom discuta și despre Procuratura Generală. Vom încheia discuția despre această comisie preveting. Acum însă luăm o pauză de publicitate. Am revenit în studio și discutăm despre reforma justiției împreună cu foștii miniștri ai justiției, domnul Stanislav Pavlovski și Fadei Nagachevski. Domnul Nagachevski, vorbeam despre comisia aceasta de preveting, de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Ambii ați fost așa destul de sceptici, dar nu înțeleg. Aveți în vedere că această comisie va ieșua în a face curățenie în sistem din cauza rezistenței din interiorul sistemului, adică politicienii împreună cu procurori și judecători pur și simplu vor răsturna lucrările acestei comisii? Sarcina comisiei nu este de a face curățenie în sistem. Eu așa înțeleg. Sarcina comisiei de a selecta cei câțiva membri
judecători care vor reprezenta sistemul judecătoresc în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Adică, în principiu, sistemul noi, politic încearcă din 100 de candidați, cum spuneți dumneavoastră, să selecteze 6 și să-i prezinte adunării generale a judecătorilor, unde adunarea generală a judecătorilor să-i aprobe sau să-i dezaprobe. Atâta e tot. Adică ei nu curăță clasa judecătorească, toți rămân judecători în continuare. Momentul este că se încearcă a se filtra acei candidați tot din rândul judecătorilor care vor ajunge în fața adunării generale a judecătorilor. Întrebarea este dacă adunarea generală nu-i vrea pe ăștia 6, ce se întâmplă cu comisia de prevetică? Trebuie să continui sau ce se întâmplă? O să apară o serie de întrebări la subiectul ăsta. Dar ca să înțelegem despre comisii de pregătire, comisii peste comisii și iară comisii, noi am avut comisii făcut pe vremea guvernului Sandu, care a selectat cu experți internaționali, care l-a selectat pe Stoianoglu. Ce s-a întâmplat? Apropo, experții internaționali au dat note bune. Păi, absolut, pentru că el era cel mai bun. Și ăștia, din cauza că nu aveau control politic, au decis să-l dea jos. Astăzi ce s-a întâmplat? Cauza este comunicat urgent prin prisma articolului 18 din Convenția Limitarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale, unul dintre cele mai grave articole din Convenția Europeană. Cauza este comunicată Guvernul Republicii Moldova. Noi pe asemenea articol avem două, dacă nu mă greșesc, hotărâri împotriva Republicii Moldova. Și în regim de urgență. Astăzi, doamna președinte, ce a făcut? A oprit procedura de eliberare din funcții, înțelegând că există riscuri de condamnare Republicii Moldova la Curtea Europeană și după articolul 18 poate să întâmple că la o eventuală schimbare de guvern să fie inițiate procese penale împotriva schemarelor care au inițiat acest proces de defăimare a procurorului general și de eliberarea lui din funcție. Dar la procuror general asta este, vorbim despre comisie. Comisia asta s-a făcut pentru a impune un gen de, cum a vrut și cu procurorul general, fix așa și aici se încearcă să impune un gen de control politic asupra Consiliului Superior al Magistraturii. Numai că același Litvinenko nu înțelege un lucru. În momentul în care judecătorii o să devină membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, nu aude semnalele, declarațiile și indicațiile lui cum nu a văzut aveți un meci cu domnul Litvinenko. Dar nu e vorba de meci. Eu înțeleg, eu am lucrat în minister. Toate tacticile, toate propuneri tipul ăsta s-au discutat și pe vremea mandatului meu și care sunt consecințele, riscurile, deoarece comunicam permanent cu experți din cadrul Consiliului Europei, oameni care au făcut reforme în statele Uniunii Europene, în statele Consiliului Europei și înțeleg ce înseamnă reformă și care sunt riscurile când încerci să schimbi formule din astea radicale, regulile jocului. Regulile jocului se schimbă una prin schimbări minore, atente, sistemice, plus prin educare. Nu prin schimbarea oamenilor pe sistem, a tuturor oamenilor, așa cum își doresc ei, ca așa ești curte de casație. Noi am mai avut tentative de a implementa curs de casație, curs de apel economic și la ce se termina lucrat 2 ani de zile, după care o lichidam. La aceeași așa să ajungem și în continuare. Și eu am impresia, curte de casație încearcă să o implementeze domnul Litvinenko, iarăși pentru a încerca să preia controlul asupra Curții Supreme de Justiție. Dar va ieșua. Eu vă asigur că va ieșua. Că, cum a spus domnul Pavlovski, puterea este la memoria instituțională. Dar memoria instituțională este sistemul judecătorii și sistemul procuraturii, dacă vorbim din, ca putere totală, formată doar din oameni care se află ani de zile în sistem. Și asta este sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. Domnul Pavlovski, aș vrea să vă întreb și ca pe un fost judecător. Recent am văzut și o altă metodă de a opri numirea în funcție a judecătorilor. A fost decizia doamnei Maie Sandu de a se opune numirii a 13 judecători din 40. Bun, societatea a reacționat destul de neunivoc la această reacție. Au fost multe păreri critice. Mulți experți au considerat că unele persoane, unii judecători din acei 13 nu meritau un asemenea tratament. E adevărat că decizia președintelui poate fi depășită de votul CSM-ului, dar cum dumneavoastră vedeți acest gest? Inițial, când acest drept a fost acordat președintelui țării, așa se vorbea că această procedură să fie mai mult formală. Deci, odată ce listă provine, da, tehnică, cineva trebuie doar să disemneze pe procuror, iată, se disemnează. A avut, doamnă, motive serioase, plauzibile pentru a neaccepta acești judecători. N-a avut nici greu de spus. Nu s-au spus, iarăși. Da, nu s-a spus, nu. Ea a prezentat acolo explicație, dar foarte, foarte vagă, da. Ceva legat de aviere. Acum mingea este de partea Consiliului Superior al Magistraților.
Deci ei trebuie acum, dar vedeți și nici ei nu prea reacționează. Nu știu dacă ei au majoritatea necesară depășirii acestui veto din partea președintelui țării, probabil că nu au quorum pentru examinare. Nu au, da? Da, probabil, eu nu știu. Da, e blocată, CSM-ul e blocat, este blocată, ați scris activitatea, despre asta. Da, așa că întrebarea așa a rămas în aer, nesoluționată. Deci numirile nu s-au produs și numirile nu s-au produs, mai mult că atât Consiliul Superior al Magistraților nu s-a exprimat asupra acestei întrebări, deci a rămas întrebarea nesoluționată. Repet, nu cunosc ce motive a avut doamna președinte, sper că aceste motive nu au fost de natură politică. Eu vreau să cred în asta. Dar asta este grav că 13 judecători nu au fost numiți și nu știm când vor fi numiți. Asta este greu de spus. Poate fi grav, poate fi pozitiv, independență de ce a stat în bază acestei respingeri. Repet, noi nu cunoaștem seriozitatea motivelor invocate. Dar mă refer la lucru, activitatea judecătorilor, domnul Năgăcevski, cum ați comentat? Deci acest... unul dintre judecători, spre exemplu, care încă nu s-a expus nimeni, nici CSM-ul, nici... Doamna președinte, se află pe masa lui dosarul Autocomtrans. Este un dosar aflat în insolvabilitate, unde câțiva șmecheri încearcă să pună mâna pe vreo 4 hectare de teren a municipiului Chișinău. Iată, dosarul acum este blocat. Iată, acum noi încercăm să gestionăm pentru a diminua pierderile municipalității și pentru a nu admite delapidarea 4 hectare de teren în municipiul Chișinău, datorită faptului că ei nu știu ce să facă. Dar dacă vorbim despre acești 13 judecători, ea a acționat destul de interesant din punct de vedere politic, restituind dosarul doamnei Sânduță. De ce? Deoarece în spațiu public tăți ați vorbit despre dosarul doamnei Sânduță, însă nu i-ați amintit că doamna Sandu permanent critica orice judecător care i-ar anumi de către domnul Dodon. Dar ăștia 40 de judecători trebuie să numesc de către domnul președintele Dodon. Deci dumneavoastră ei s-a asumat astăzi deja cei 40 de judecători sau câți sunt ei? 27? 27, da. Îți buni? Dar pe vremea cât ei erau în opoziție, erau răi și iată pentru a acoperi spațiul public, eu am impresia pentru asta a fost restituit și dosarul doamnei Sânduță, ca toată lovitura să se ducă paratresnic să fie doamna Sânduță, ca presa să vorbească cu totul despre altceva și nu despre faptul că doamna Sandu a mințit atunci când critica acești oameni, acești judecători care au trecut prin Institutul Național al Justiției, prin Universitatea de Stat și doar politica a discreditat 27 de oameni, 27 de persoane care au familie, au copii de dragul PR-ului și de dragul ratingului electoral. Iată, din cauza la asemenea populiști, noi trăim așa cum trăim. Eu vreau să vă spun mai mult, că eu n-am să uit asta niciodată, cum de dragul PR-ului și de dragul controlului asupra judecătorului Curții Europene a Drepturilor Omului, ce atacuri au fost la Ministerul Justiției în cadrul procesului de concurs de selectare a candidaților pentru funcția de judecător la CEDO, când consilierii președintelui scriau la Consiliul Europei demersuri de discreditare a Ministerului, a Guvernului, invocând diferite pretensii, fraude la selectarea candidaților pentru funcția de judecător la CEDO. Și atunci și APCE-ul a spus că totul a fost perfect. Concursul a avut loc și s-a... Păi a avut loc și APCE-ul și Comisia Specială de la Paris s-a confirmat că calitatea listei prezentate de către Guvern a fost perfectă. Mai mult, concursul a fost foarte reprezentativ. Dar atacul a fost de dragul blocării acestui concurs pentru că așa acolo să-și numească om ca să controleze, așa în mintea lor bolnavă este că politic bolnavă că i-ar putea să controleze Curtea Europeană prin intermediul judecătorului său la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De altfel, un lucru care nu s-a observat cât de recent și-a depus demisia agentul guvernamental. De ce? Că Litvinenko are o minte inflamată din punct de vedere politic, el are impresia că prin agentul guvernamental nu știu ce se petrece pe la Curtea Europeană, el este avocatul Guvernului Republicii Moldova și asta nu înțeleg, ei nu percep, ei au o abordare extrem de defectă care pur și simplu discreditează, ei discreditează Republica Moldova nu doar pe intern, dar și pe extern. Astăzi este factorul ăsta geopolitic regional care cumva îi menține la suprafață, dar cât de curând și factorul ăsta o să dispară și ei asta nu înțeleg. Da, o să încercăm ulterior să invităm și guvernanții, poate să-și expună și ei punctul de vedere asupra acestor probleme. A fost o tentativă din partea unei agenții de presă de a mă invita împreună cu domnul Litvinenko, dar dumnealui nu a acceptat. N-au reușit. Nu, bun, o să-i invităm atunci separat. Aș vrea să vă întreb acum în legătură cu procurorul general. Bun, știm aceste probleme, o serie de dosare, unele au fost clasate, dar au mai rămas. Domnul procuror general Stoianoglu se află
într-o situație foarte complicată, între timp avem un interimar, dar iată ceea ce a venit de la Comisia de la Veneția, acum recent. Au fost niște întrebări pe care Comisia de la Veneția le pune în ceea ce privește corectitudinea procedurilor față de procuror general Stoianoglu, cum a fost instrumentat dosarul, cum a fost reținut și multe alte întrebări. Opoziția spune că, sau opoziția, avocații spun că aceste întrebări sunt o lovitură serioasă. Dată... Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Da, Curtea Europeană, da. Eu am spus comisar CEDO, da, desigur. CEDO. Puterea spune că sunt simple întrebări care n-au... Bun, ei o să răspundă și o să-i lămurească. Cât de serios este acest demers al CEDO? Domn Popovescu. CEDO nu comunică dosarele a iure. CEDO comunică dosarele atunci când pentru aceasta există o probabilitate foarte și foarte mare că într-adevăr s-a încălcat unul din drepturile ocrotite de convenție. Deci foarte rar CEDO comite dosarele inadmisibile sau acele unde este lipsă de violare. Foarte rar. Există și așa, dar foarte rar. Repet, 97-98% se comunică dosarele unde să fie constatată o violare, cel puțin, a unui articol din convenție. Aici, din conținutul scrisorii de comunicare, dar aceste scrisori de comunicare sunt plasate oficial pe site-ul Curții Europene, așa numit HUDOC, deci găsiți, acolo pare mi s-a fost două comunicări, două scrisori de comunicare, după memorie, deja nu se minte, am citit, dar ceva timp în urmă. Ceea ce a menționat domnul Năgăcevski, încălcarea articolului 18 din Convenție, este o încălcare, una dintre cele mai grave, deoarece poartă caracter politic și se referă la situația în care statul folosește procedurile legale pentru alte scopuri decât prevăzute de lege. Asta voalat fiind spus, dar dacă de descifrat pentru limba normală, simplă, asta atunci când urmărirea penală se folosește în scopuri politice. Nu numai urmărirea penală, așa alte încălcări. Da. Dar asta se are în vedere, pentru cei care înțeleg despre ce e vorba, asta se are în vedere. Și aici era vorba despre aceea că domnul Stoianoglu a declarat despre poziția lui, că el se pregătea pentru conferință de presă, și că să nu fie el în stare să desfășoare această conferință de presă, a fost întreprinsă împotriva lui aceste acțiuni. Deci, folosind această poziție a domnului Stoianoglu, noi putem presupune că el a avut în vedere că a fost reținut de aceea că i s-a încercat încălcarea dreptului la liberă exprimare. Deci, a fost și întrebarea de ce nu are acces la presă după reținere. Și asta la fel. Ce ține de perspectiva acestor proceduri? Eu presupun, cel puțin am motive rezonabile de a presupune că domnul Stoianoglu trebuie să fie restabilit în funcție. Și anume, din aceste considerente, domnul președinte nu îi eliberează. Nu îi eliberează, deoarece, conform poziției prezentate de Consiliul Superior al Procurorilor, domnul Stoianoglu trebuia să fie eliberat. Asta a fost sugestia Consiliului Superior al Procurorilor. Și doamna președinte, ea nu a dat curs acestei propuneri a Consiliului. Deci e eliberat din detenție sau din arest la domiciliu? Nu, e eliberat din funcție de procuror. Din funcție de procuror. El până ce? Deține funcție de procuror general. Da, suspendat, dar el deține, el este procuror general legal, unicul procuror general legal în funcție. Deci, înțeleg că decizia Maia Sandu cu privire la demiterea definitivă a domnului Stoianoglu nu este luată din cauza unor proceduri, unor procese în justiție inițiate de domnul Stoianoglu. Deci, cel puțin, așa puterea explică. Puterea explică și altceva, că doamna președinte nu este legată de hotărârile puterii judecătoriești, deoarece, ca să fie ea obligată, trebuie să existe un alt judecătoriesc care ar obliga-o pe dânsa să nu dimite, să suspende procedura de dimitere. Dar așa act lipsește, nu este. Nu este așa act. Deci, doamna președinte, ea este liberă să adopte un astfel de smizie, un astfel de decret. Alt lucru că ea nu face acest lucru și, din punctul meu de vedere, ea procedează corect, cu vigilența necesară. Cu vigilență necesară. Da, o întrebare este, cum a menționat domnul Năgăcevski, că ea pe urmă să fie învinuită în aceea că a încălcat convenție,
ceea ce n-a să facă față de fel a unui om care tinde spre Uniunea Europeană, și asta este, repet, din punctul de vedere al meu personal, poziția doamnei președinte e foarte corectă. În cazul dat, nu trebuie să ne grăbim în acest gen de situații, este corect, graba asta e prea treaba, după cum se cunoaște, dar pe de altă parte, asta atestă și faptul că ea nu este sigură. Și ea presupune că mâine poi mâine a să fie prinsă de... Iată asta vreau să întreb. Domnul Gacevski, cum credeți? Care va fi soarta de mai departe a Procurorului General? Cum va acționa președintele Sandu? Și care este poziția Uniunii Europene în acest sens? Pentru că ideea depinde foarte mult. Haideți să începem de la ce? Că eu cred că președintele manipulează când spune despre faptul că din cauza procedurilor judiciare naționale, domnule, ei nu emite acest decret. Eu sunt convins că este legat de cazul care se află la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Da, există cazul care se află la CEDO. Să nu uităm că au fost două avizii ale Comisiei de la Veneția, au fost discuții cu grupul ad hoc a Consiliului Europei, care l-au preîntâmpinat pe ministrul justiției că nu se poate așa de acționat, bine, în forma diplomatică care comunică europenii cu noi, dar i s-a explicat că este inadmisibil ce face. În continuare, ei aveau obligația să modifice legea, să aplice legea modificată în baza aviziilor Comisiei de la Veneția și să inițieze procedurile reieșind din respectarea aviziilor Comisiei de la Veneția. Eu asta nu au făcut, eu am mers, rusăști spune, pe bespredelul. Astăzi, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, când va examina cazul, eu sunt convins că va ține cont inclusiv și de pozițiile Comisiei de la Veneția, fiindcă nu este astăzi, un alt... dar când va examina, vorbim da. Momentul da. În care va examina. Deci, Comisia de la Veneția este un institut tot din cadrul Consiliului Europei și are o autoritate enormă în ceea ce privește Consiliul Europei și Comisia de la Veneția, încă Curtea Europeană, desigur, ca, spre exemplu, pe cazul Albaniei, permanent ține cont inclusiv de pozițiile Comisiei de la Veneția. Este evident că Uniunea Europeană încearcă să protejeze cumva situația actuală guvernări. De altfel, în acest sens a fost inclus niște puncte în acea comunicare a Comisiei Europene cu privire la condiționalitățile care ar urma să le implementeze Republica Moldova în ceea ce privește statutul de candidat. Una dintre elemente a fost inclusiv cu privire la Stoianoglu, cu privire la modul de eliberare din funcție în anul 2021. A fost un procuror anticorupție. Suntem sigur că e vorba de domnul Stoianoglu sau de domnul... De 2021 era domnul Stoianoglu. Da, dar au scris acolo de procurorul anticorupție. Păi da, modul de eliberare a procurorului anticorupție de către procurorul general, ceva de tipul ăsta au fost. Și eu înțeleg că domnul ministru Litvinenko încearcă să caute protecții, nu știu de unde, de pe la Uniunea Europeană, în ceea ce privește soarta domnului Stoianoglu. Însă dumnealui nu înțelege că Curtea Europeană nu funcționează așa cum își închipă el, că ministrul ia telefonul și sună la judecător. Deci credeți că în cele din urmă CEDO nu va tolera aceste nevoie? Dacă ar avea certitudinea dumnealui sau doamna Maia Sandu, Stoianoglu deja era de mult dat afară. Deci Stoianoglu nu este dat afară dintr-un simplu motiv, că stă sabia lui Damocle deasupra capului, ceea ce privește dosarul de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De ce eu mai călcat pe greabla asta, mai spun o dată, cu candidații selectați de către Ministerul Justiției pentru funcția de judecător la CEDO și eu știu ce lobby au făcut, au încercat să facă pe la APCE pentru a putea să blocheze lista cu candidați, cu toate că eu am spus, ei niciodată nu au înțeles ce înseamnă întoarce lista cu candidați și câtă rușine este pentru o țară. Ei nu se luptă cu mine, ei se luptă cu Republica Moldova și în cazul ăsta ei fac același domnul lucru. Domnule, vreau să vă mai pun o întrebare. În acest context, dacă ați pomenit de precondiții sau condițiile comisiei care se conțin în recomandările Comisiei pentru Uniunea Europeană, deci sunt câteva precondiții sau condiții pentru care ni s-a acordat statutul de stat candidat, dar ni s-a spus că dacă nu finalizăm acest proces, statutul de țară candidat ne poate fi retras. Și acolo este scris că una din condiții este de rezolvarea deficiențelor identificate de OSCE, ODIR și Consiliul Europei, Comisia de la Veneția. Deci sunt niște dosare pe care noi trebuie să le finalizăm în conformitate cu standardele europene. Și dumneavoastră cunoașteți cam care ar fi aceste dosare? Evident că cunoaștem. Doar aceste spuneți-mi angajamente, aceste discuții, aceste condiționalități, ele nu se trag de acum. Ele sunt preluate din acordurile de asociere. Vedeți, în opinia Comisiei, ele nu sunt înșeruite. Deci de asta vă rog să deci, le... Toate condiționalitățile respective se trag de câțiva ani în urmă pentru Republica Moldova, sunt restanțe ale Republicii Moldova, ele au fost incluse deja și în condiționalitățile respective. Îmbunătățirea sistemului electoral al Republicii Moldova este o solicitare permanentă din partea inclusiv a Comisiei de la Veneția, inclusiv din partea partenerilor de dezvoltare. Pe domeniul reformei justiției, dacă ați observați,
Comisia Europeană le spune, fraților, citiți atent ce vă spune Comisia de la Veneția. Voi trebuie să implementați strategia, planul de acțiuni și țineți cont de toate condiționalități sau de toate avizile Comisiei de la Veneția. Deci, prin codul electoral, acum acest, eu am înțeles că este un proiect deja înregistrat la ei, așa. În mod normal trebuie să fie avizat de către Comisia de la Veneția. Fiindcă Comisia de la Veneția a avut mai multe recomandări cu privire la modul de îmbunătățire. Codul electoral e una. Cu siguranță că vom discuta faptul, numirile în audio-vizual. Au fost niște decizii ale Comisiei de la Veneția în acest... Absolut. Deci în numirile în audiovizual, în genere în audiovizual, noi avem o problemă destul de gravă. Este o cauză Manole și Alțus versus Republica Moldova, CEDO. Asta a fost din 2001, când TRM-ul a fost dat afară, colectivul Teleradio Moldova, și pe criterii politice au fost impus să lucreze alte persoane. Și acele persoane s-au dus la Curtea Europeană în 2009, au câștigat la Curtea Europeană pe motive că lor le se limita libertatea de exprimare și cenzura se implementase. În 2021, ai noștri bravi reprezentanți pro-europeni au modificat legea audiovizuală, codul audiovizual, au schimbat regulile de numire a directorului TRM și directorul Consiliului Audiovizual. Ce a deranjat mai departe, comisia asta, mai multe asociații obștești s-au dreptat adresat la Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei. Okay. Deci s-au adresat la Comitetul de Miniștri pentru ca să verifice lucrurile respective și Comitetul de Miniștri a reluat monitorizarea activă a Republicii Moldova, constatând că există riscuri de impunerea din nou a cenzurii. Mai mult că ei au acum obligația, Republica Moldova are obligația până în noiembrie să raporteze Comitetul de Miniștri care supraveghează executarea hotărârilor Curții Europene, cum ăștia noștri guvernul vor modifica legislația ca să nu admită cenzura. O ultimă întrebare, cazul Stoianoglu va fi monitorizat de Comisia Europeană în vederea... Eu vreau să vă spun, Comisia de la Veneția a împuternicit președintele de onoare Gianni Buchicchio să monitorizeze acest caz la greu. El este monitorizat. Deci fără rezolvarea corectă a acestui caz, noi nu putem aspira la obținerea deschiderii negocierilor pentru... Și fără readucerea cadrului legal național, inclusiv în domeniul audiovizual, în albe normalității, a Convenției Europene a Drepturilor Omului, a vizilor Comisiei la Veneția, noi nu avem nicio șansă să facem măcar un mic pas spre Uniunea Europeană. Domnul Pavlovski, o altă condiție a Comisiei Europene pentru demararea negocierilor de aderare, deci noi, deși suntem stat candidat, nu putem porni acest proces, este angajamentul de deoligarhizare prin eliminarea influenței excesive a intereselor înrădăcinate în viața economică-politică. Iată, aici, bun, autoritățile spun că noi știm foarte bine ce avem de făcut, dar eu aș vrea să detaliem ce trebuie să facem noi în acest proces de deoligarhizare pentru ca să devenim credibili și să pornim acest proces. Întrebarea este și simplă și foarte dificilă. Deci, acest gen de recomandări se scriu pentru oameni competenți care știu despre ce e vorba. Nu pentru lay person, să așa numit, nu pentru cei veniți din afară care idee nu au. Deci, dacă simplificăm la maxim acest lucru, este vorba de instaurarea statului de drept în Republica Moldova, deci este vorba de îndeplinire cel mai important criteriu, criteriul de la Copenhaga, unde este vorba despre stabilitatea instituțiilor de drept menite să asigure funcționalitatea statului de drept, lupte împotriva corupției, celelalte... Dar în Ucraina a fost adoptată o lege împotriva despre oligarhi, așa, pentru a promova acest proces. Dumneavoastră, cum credeți? Nu, asta e administrare, asta este o aberație, asta e totalmente... Ei au făcut. Ei au eliberat zeci de procurori și judecători în baza legii acestei ca la noi și pe urmă pe baza rulantă tot a fost restabilit în funcție. Procurorul general era doamne plângea. Trebuie să achităm acolo zeci de milioane de hrivni persoanelor restabilite în funcție. Dacă noi vrem să avem tot așa experiență, nu avem decât. Apropo, ce ține de vetingul acesta, din câte știu eu, trei țări această abordare. Asta Ucraina, asta e Albania și asta e Moldova. Da. Și nicăieri, nici în Ucraina, nici în Albania, această activitate n-a avut succes. Dosarele la Curtea Supremă din Albania se numesc pentru anul 2030. De aceea că n-are cine să le examineze. Deci activitatea instanței blocată totalmente.
Vrem să facem și noi așa, să blocăm și noi activitatea, Curtea Supremă și Curtea de Apel. Nu, aia, dacă guvernanța așa înțeleg reformă, treaba lor, dar credeți-mă că Uniunea Europeană n-a să accepte așa ceva. Uitați-vă cu Polonia ce se face. Polonia foarte activ s-a aruncat în susținerea Ucrainei, în acțiunile militare cu Rusia, războiul cel Ucraina-Rusia, sperând că poate Uniunea Europeană să le ierte păcatele în domeniul justiției. Nu! 1 milion de euro zilnic Polonia plătește amendă pentru neîndeplinire indicațiilor. Domnul Pavlovski, dați-vă să vă întreb iată cu deoligarhizarea asta, totuși este interesant. Comisia Europeană ne pune această condiție. Fără ea noi nu putem avansa și noi nu știm exact ce avem de făcut. Iată, spuneți-mi, vă rog, în cazul deoligarhizării, înseamnă, bun, legea oligarhiei nu, înseamnă asta finalizarea dosarelor mari care au fost intentate împotriva oligarhilor care au fugit din țară? Poate să însemne asta? Nu, vedeți, haideți să determinăm... Puterea spune că dosarul ușor va fi finalizat în sfârșitul acesta. Ce este oligarhizare? Oligarhizare asta e desfășurarea puterii de stat de către cercuri de business. La noi așa ceva a avut loc în, în timpul domnului Plahotniuc, care avea o structură întreagă, care dirija instituțiile statului. Acum noi parcă nu avem așa ceva. Da, apar acum niște forțe noi, mai ales în domeniul energeticii, mai ales în domeniul combustibilului. Noi nu avem oligarhi, noi avem oligarhi fugari. Nu, oligarhi fugari, ei de acum nu au nicio pârghie absolut. Noi avem oligarhi noștri deja care cresc. Mai avem un minut, doar un minut și vreau să aceeași întrebare ultima să o pun și domnul Nagacevski. Poate faceți lumină cu deoligarhizare. Ce are în vedere Comisia? Comisia Europeană include condiționalitățile după ce le negociază desori cu Republica Moldova. Iată, au solicitat Ministerul Justiției să fie inclus acest punct, neștiind ce conține acest punct. Și ei l-au inclus. Acum deja el o să trebuia să le explici celor de la Comisia Europeană cum urmează el să implementeze. Deci nu este nicio claritate, deși este o condiție fără de care nu putem avansa. Este o normă înalt făcută cu scop politic. Astăzi, Ministrul Justiției, în jurul acestei norme, să mai încerce să justifice cumva anumite dosare politice care sunt astăzi deci plutim în ceață. Așa după cum a spus și domnul Pavlovski. Eu vreau să vă mulțumesc domnilor invitați pentru această contribuție la emisiunea noastră. Cred că vom discuta, din păcate, încă foarte mult despre reforma justiției. Sigur, în ultimul timp au apărut foarte multe pretenții, nu doar în cadrul opoziției, dar și în comunitatea europeană față de mersul reformei. Deci, în continuare, vom urmări acest proces, iar telespectatorilor le urăm o seară plăcută alături de cei dragi.